Este o tradiție deja să ne bucurăm împreună cu toți ascultătorii noștri de cele mai noi piese ale Direcției 5. Balerina a venit încet pe vârfuri și își face simțită prezența pe 105,6 FM. Încă o piesă de suflet pentru suflet. A cui poveste se ascunde în spatele acordurilor? Bună dimineața, Marian Ionescu! Bună dimineața, bună dimineața, Reșița! Este povestea unei balerine care are un fel de anonimat, dar care trăiește aceeași... care are același orizont de așteptare ca toate balerinele și aceeași împlinire. Este balerina din cântecul nostru, este o balerină fericită care reușește. Cine este inspirația, de fapt, din spatele poezia balerinei? Poezia este scrisă de Dinu Olărașu. Povestea este de dragoste și este frumoasă, vine cu o pace așa interioară. Face parte de pe albumul Love, Peace and Harmony? Da, este, apare pe albumul nostru, care se va lansa în 29 noiembrie. Albumul în care noi vorbim de dragoste, de pace interioară, nu de pacea mondială, da? Și de armonia tot interioară a unui om. Da, tot de pe același album a fost lansată și melodia Rămâne din noi dragostea. Noi dragostea, care exact. Este povestea adevărată de dragoste, care are are un fond metafizic și de unde la finalul cântecului putem înțelege sau noi înțelegem că cam tot ce facem pe pământ în viața asta de zi cu zi, cam cel mai important eveniment pe care îl putem trăi este dragostea pe care o primim sau o putem da, și că restul în fleacuri. Da, foarte frumos spus. Ce ne poți spune despre albumul Love, Peace and Harmony, mai mult decât data lansării? Că albumul, muzica albumului și versurile sunt scrise în acest concept de dragoste, pace și armonie interioară, că nu se supune cu totul regulilor de piață, că este o muzică pe care am făcut-o cum am simțit. Ușor atipică. Versurile pe care le-am adăugat muzicii sunt sincere, care nici ele nu se supun regulilor de piață. Este o muzică pe care am scris-o pentru oamenii care vin la concert la Direcția 5 și pentru cei care ascultă Direcția 5 la radio. Este o muzică sinceră, de adevăratelea, pentru oameni. Cu alte cuvinte, are ceva tendințe hippie, dacă pot să spun așa. Discul este cam hipiot. Este partea a hipioților, partea frumoasă, care nu se supun, ei nu se supun regulilor sociale, ci doar regulilor care țin de interiorul lor, de ce simt ei în raport cu lumea care îi înconjoară. Da, și vorbeam puțin mai devreme despre un concert, spuneai despre concertele pe care le are Direcția 5, pe când un concert la Reșița? Un alt probabil concert. Probabil că până la sfârșitul anului apărăm la Reșița, pentru că vrem să lansăm discul și la Reșița, împreună cu Radio România Reșița. Probabil că undeva în intervalul noiembrie-decembrie suntem acolo cu discul gata să-l lansăm și să-l cântăm. Noi suntem pregătiți să promovăm. Iar acum vom asculta, după ce încheiem, vom asculta melodia Balerina. Această melodie foarte frumoasă, care sună foarte este bine. Este superbă. Exact. Este superbă. Este un cântec frumos. Și este să bucure toți oamenii de cântecul ăsta. Exact. Și este, așa cum spuneam la început, un lucru deja intrat în obișnuință, dacă pot spune. Este legula noastră. Voi îl difuzați și mai apoi îl difuzăm în restul țării. Da, nu putem decât să vă mulțumim, să vă mulțumesc eu în numele ascultătorilor. Și dacă tot vorbim despre ascultători, un mesaj pentru ascultătorii noștri ai Radio Reșița și implicit ai voștri, ai Direcției 5. Atenție, Reșița, Direcția 5 vă iubește. Mulțumesc mult de tot pentru minutele acordate, Marian Ionescu. O dimineață frumoasă în continuare. Și vă așteptăm cu drag în Reșița, pentru că suntem pregătiți să colaborăm. Vă mulțumim încă o dată, toate cele bune. Numai bine. Ascultăm în continuare o melodie excepțională, Balerina. Bună dimineața. Parcă plutea când dansa prin rouă ea chiar.
în zon.